Așadar, volumul acesta, festivalul acesta îi se datorează într-o foarte mare măsură. Mulțumesc, doamne Valeria Micu, pentru această prezentare în After Chat și nu sunt obișnuită să vorbesc liber. Eventual probleme de matematică, dacă e să vă prezint, venind la origine profesoară de matematică, actualmente pensionară, să sperăm cât mai multă vreme. Trebuie să vă spun despre Primăvara Poeziei că au existat două volume pe care nu le-am tradus din cele 20. A fost primul volum care nu s-a numit Primăvara Poeziei a Clotei Sartalosau, pentru că de fapt s-a întâmplat o întâlnire prietenească între câțiva poeți maghiari și câțiva poeți români din Zalău și din Ungaria, care au pus la o altă o seară festivă, un bairam, așa, în care s-au gândit ca în viitor să prezinte cititorilor, publicului, acele poezii pe care le-ar fi dat cu drag marelui public. Acea antologie a fost Fecher Fekete, Fekete Fehér, dacă mi-aduc aminte, n-a fost traducerea mea acolo. Însă, din al doilea an, jurnalistul Fejer Roții, care a murit acum câțiva ani, m-a chemat în ajutor, spunând că, mai dragă fată, nu mă descurc pentru că au venit de trei ori mai mulți preț decât au fost data trecută și unii nu se cunosc pe alții și cum să se cunoască altfel dacă nu înțeleg ce spun. Deoarece cu acest jurnalist am fost după 89, în decembrie 89 am fost trei oameni care am realizat primele numere ale ziarului de Sălaj. Sigur că ne cunoșteam de ceva vreme și n-am putut să-l refuz. În următorul an, iarăși așa, iarăși așa, și trebuie să vă spun cu drag că am ajuns traducătoare, pentru că mi s-a spus, dacă nu traduci, în următorul număr al revistei Happerhopper o să las acolo trei pagini goale și o să spun, n-ai scris, e numele tău acolo, e vina ta, tu mâna și lucrează. Deci asta este, pe foarte scurt, povestea. Aceasta este povestea traducerilor mele din Primăvara Poeziei, pentru care mă simt profund îndatorată și jurnalistului Fejer Roții, care m-a pus din spate, dintr-o parte, și evident lui Daniel Soca, pentru că el m-a împins din partea cealaltă. Din familie sunt bilingvă, mama a fost româncă, tata maghiar, deci vorbesc cam în două limbile, cum ar veni, la perfecțiune. Sunt clujancă de naștere. Clujul din start este un oraș care îți permite acest lucru. În afară de celelalte volume la care am fost, după cum spun, din 20 de volume, numai la două am fost traducătoare, până în volumul 16 am tradus doar eu, apoi s-a efectuat o împrietenire mai profundă între poeții din Zalău, din Sălaj și poeții din Ardeal. Și atunci au apărut și alți traducători, fiecare cu tiparul său de traducere, fiecare cu preferințele sale. În ultimul volum sunt prezenți 4-5 traducători. E recomandabil să citiți, nu pot decât să vă spun că mă doare sufletul că majoritatea nu vor citi decât într-o singură limbă, pentru că traducerile sunt absolut deosebite față de alții ani, față de anii din volumul 16, 17, 18, 19, volumul 20 are niște traduceri extraordinare și le-aș recomanda cu foarte mare drag dacă printre dumneavoastră sunt unii care pot să citească în amândouă limbile. Atât despre Primăvara Poeziei și domnul Lucaciu a spus că volumele pe care le prezentăm să fie ultimele care le prezentăm. Eu am venit cu două volume mai recente. Cel mai recent volum al meu încă nu a ieșit de sub tipar. Este un volum de traducere al poetului, al
poeziilor poetului Romus Moldovan din Cluj. Este sub tipar, n-aveam cum să-l aduc. Despre mine trebuie să vă spun că, fiind poet, evident că nu scriu poezie decât dacă este foarte musai. Mi se pare că poezia e un act de, vă rog să-mi iertați expresia, de pornografie totală. Deci așa te dezbraci, îți dezbraci sufletul și sper să citească cineva și să înțeleagă ce ai vrut să spui, dar cum fiecare om înțelege ce vrea, eu mă rezum să scriu cât mai puțin o poezie, pentru că nu-mi place să fiu scrutată așa prin toate posibilitățile oamenilor, de la ochi începând și până la lupă, care doresc să vadă ce Dumnezeu vrea și potuc asta. Scriu, îmi scrim povești. Am crescut doi băieți. Primul volum conține este un volum de povești. Sunt în principiu construite pe amintirile și pe pățanile pe care le-am avut cu ei cât au crescut. O poveste din acestea a fost citită la Radio Cluj, acum câțiva ani. Era cel mare, era încă în clasele 1-4 și domnul care a venit de la radio ca să-mi ia interviu, văzându-l la mine în brațele mele, cum stăteam în podă, vorba aia, era în clasa 1, l-a provocat să spună și el o poezie, că tu nu știi să spui o poezie și mami e poetă. Și ce a spus el poezie? Închiță Văcărescu. Și așa a ajuns să fie, s-a mirat. Da. S-a mirat teribil cum Dumnezeu să ajungă la un capăt de lume, în Jibou, oraș care nici nu există, pentru majoritatea cunoscătorilor de geografie din România, și să audă poezia lui Ienachiță Văcărescu. Al doilea volum este un roman pentru copii. Din păcate, actualmente nu se scrie pentru copii aproape deloc în România. Dacă se scrie, se scrie cu veleități, cu magicieni, cu tot felul de găselnițe traduse de până străinătate, care nu mi se potrivesc în niciun fel. Și eu am dorit să scriu o carte de aventuri pentru copii și tineret, așa cum aș fi vrut să citesc eu, să scrie cineva ca să citesc eu. Vă mulțumesc pentru răbdare cu care m-ați ascultat și dacă tot am început primăvara poeziei, cred că ar trebui să începem ultima parte. Atunci, dacă toți sunt la microfon, am învățat microfonul și nu mai scăpați de mine, dacă toți sunt la microfon, atunci am să citesc din Antologia 18 Poeți, care oricum începe cu mine, așa că în ordine alfabetică fiind. Poezia pe care am ales-o se numește Scurte lecții despre libertate, sunt foarte scurte. 1. Să fii, să fii, să fii la infinit. 2. Să ne analizăm sentimentele de tristă amintire tovarăș, timpul e oricum incomensurabil, indeterminabil, subiectiv, nașterea poartă în sine explozia morții, amare certitudine, deșin. 3. La drumul legal dintre mine și tine, tăcerea veghează cu un ochi de vultur. Infernul e totuși în noi, cuvinte înghețate, abil șlefuite, atandru. Tu nu mă recunoști în tine, dezorientat, neîncrezător, furios și nici nu vrei să încerci. 4. Păjești cu pasul apăsat al ursului în lanțuri, dansând și mărâind, dansând și mărâind, dansând. Și 5. Cu gândul hotare că nu poți să trec, să nu crezi. Vă mulțumesc pentru răbdare. Da, continuăm recitalul poeților. Îl invit la microfon pe decanul de vârstă, pe Ion Bițoiu Dragomir, autor a peste 40 de cărți, volume de versuri, romane, membru al Cenacului Silvania de la începuturile Cenacului. Unul dintre membrii fondatori.
pentru că președintele Cerapului Silvania și fondatorul a fost Iuliu Suciu, Dumnezeu să ne ierte, în noiembrie 1977. Numai că cenaclu are vechime cu vreo 20 și ceva de ani mai mare. Dar nu pot să contrazic pe cel mai superior dintre președinții noștri. Pentru că eu sunt 80-ist a doua oară, prima dată când mă zgâleam câte un poem, n-am ajuns mare lucru, fiți liniștiți. Și a doua oară, când am împlinit o anumită vârstă, care îmi permite să vă rog, dacă nu vă afectează globalismul și grija pentru fericirea planetei, să-mi fiți alături. Și dacă nu vom spune prin cuvinte, să o spunem cu inima, cum a spus Eminescul, trăiască nația și răspundeți, sus cu ea. Și a doua oară, haide să-L chemăm pe Dumnezeu mai des în sufletele noastre, și să facem cum ne-a spus mama Anei din Moara cu Noroc, să deschidem ferestrele, dar să-L primim pe El în suflete. Și mai lăsați-mă totuși să vă spun câteva cuvinte dintr-un colind de vară. Nu pierde lumea, pierd oamenii. Când noi plecăm mereu în lumea largă, să fim statui fluide sub zenit, aici rămâne umbra noastră întreagă, atât de bună ziduri de topi. Și acum, permiteți-mi să dau citire la un număr sub 10 poeme. Notițele unui faun. Tocmai se anunțase venirea intempestivă a uraganului. Cărdițele roșii se retraseseră în studiouri și transmiteau doar fragmente bine pigmentate din internaționala. 6 femei singure au linșat un spițer și au sustras tot odicolonul. De ziua orașului, străzile spreiate cu smoală albă fierbinte, primarul a legat de picioare câțiva poeți deasupra unui convoi de furnici roșii, înjura soarele și râdea. În oglindă mi se vedeau bine mâinile însângerate, acut, de un apus rebel, și dansam cu prințese de pluș un vals nord-siberian. Pergole cu irișii negri. Și știi bine că poemele tale sunt mai ales tranșee de ger. Mi se striga în oglinda retrovizoare. M-am așteptat, le zărisem piroanele,
să-mi propună un alt fel de flagelare. Speram însă că vor amâna totul după celălalt post negru. Pe o bancă, în parc, o bătrână scotea câte un zâmbet gri din batista ei transparentă și îl agheța de crengile înflorite ale unui cireș de alamă. Mulțumim, domnul Ion Pițoiu, bravo lui. Un cuplu în viață, un cuplu și în creație, este Toina și Viorel Tăuta. Îi invit la microfon să ne citească câte o creație, o poezie. Parte din categoria celor care se tem foarte tare de vorbit în public. Știți că pe primul loc s-a făcut o clasificare a fricilor și pe primul loc este frica de vorbit în public, nu frica de moarte. Frica de moarte e de-abia pe locul 2. Așa că, mă rog, să sperăm că o să pot să citesc o poezie pe de cât rezonabil. Chiar două, nu știu. Pentru că este ziua ei, am înțeles astăzi, mi-a spus cineva. Da, astăzi sunt sânziene, da? O să citesc o poezie despre fluturile de mătase, se numește ea, care m-a fascinat pe mine în perioada copilăriei. Spre disperarea frunzei de dud, începe dansul nupțial al fluturelui alb, cocon svârcolindu-se în sămânță, sălași de umidă claustrofobă, gogoașă de mătase. Adiere de vânt peste clipă, mângâindu-mi sânii răzvrătiți, înnobilează vorangicul ei răsfrânt în irisa rămiu, imponderabil fluture de filteș, în urma acelor de ceasornic, mimează o leneșă metamorfoză. O să o citesc și pe-a doua. Se numește Descumpănire. Incandescența lavei mi arde tălpile, decimare de suflete pierdute, urletele apocalipsei, teoria darwinistă pe veci neconfirmată. Grăunte între cer și oceanul planetar, arca lui Noe salvatoare de specii. Tristețea planetei albastre călcată în picioare de netrebnici. Strigăte disperate sparg întunericul, ies aburi din gurile flămânzilor. Mi s-a spus că s-a abolit pedeapsa cu moartea în canalul de sub trotuarul gării de nord. O invit pe Alice Valeria Micu. Pentru că am fost prea mult la microfon, am să citesc doar ultimul poem, foarte, foarte scurt, din acest volum. Am găsit soluția. Cu fiecare vers arunc poezia vinoasă. Transplant de măduvă otrăvită și nu spun nimănui că va durea. Nefericit cel ce mă primește, căci a lui va fi poezia și spaima în vecii vecilor. Dina Horvat. Dina Horvat este autoarea unor plachete de versuri, Insomnia Plăcării, Poema în crinolină și, bineînțeles, membru al Cenacului Silvania. Fondator. Mai sunt nefondatori. Da, mai sunt. Mă refer la anul 78. Bine v-am găsit.
Și mie îmi este teamă să vorbesc, dar voi vorbi chiar mai tare decât pot de obicei, da. Iertați-mă. Hieroglifă sau poem îngrijorat. Vin cu tâmpele mei și le arăt trecătorilor. Uite, le zic. Aici am răsărit o hieroglifă care mă doare mai ales când se schimbă direcția vântului. Am încercat să o smulg, dar mai înnebunitor se înalță și mai perversă pe zi ce trece se face. O, bătrânul acela bășbeit cu bastonul, cum se mâna. Uite, le zic, cum pică din ea sămânța peste creierul meu, cum plouă, cum minge și ea rămâne pe loc și mă doare, mai ales când cântă cocoșii, când răsare soarele, când înverzesc pomii, când nasc femeile, când o scurmă la rădăcină toate acestea și ea crește mereu. Lasă tot. Lasă tot și haide-mi spre câmpiile Elizee, unde se spune că s-ar mai găsi diamante, că s-ar mai bate monede doar de amorul artei. Acolo nimeni nu vinde, nimeni nu cumpără, poemele se scriu în nisip, vine înțeleptul, le citește, ține minte dacă trebuie ce trebuie, apoi cu tălpile goale calcă pe versuri și de nu se scufundă, înmulțește versurile, cheamă flămânzii și satură. De se scufundă, strigă marea, să spele de rări nisipul scrijălit de degeaba. Lasă tot și haidem să culegem metafore și haidem să umplem mesele, că uite, se întorc îngerii în stoluri și în cuib numai inima, singură în inima crucii. Mulțumesc! Mulțumim, Dina Horvat. O invită la microfon pe Viorica Mureșan. Ea este învățătoare la Școala Gimnazială Someș-Odorfei. A publicat până acum două plachete de versuri, Măsura căutării și Urma piciorului stâng. Măsura. Vă citesc acum din Primăvara Poliției, Întâlnirea poetului Noaptea. În fiecare zi, pe la 5, în loc de știri, citiți un poem. Poemul salvează de fiecare dată viața celui ce l-a scris. Deși nu se vede, e o imagine care vă poate agresa emoțional. Cu mult sânge se întrupează ideea. Și odată întrupată, e ancoră purtată pe umeri. O, ce ancoră uriașă poartă pe umeri bietul om, zic trecătorii privindu-l mirați. Ce spinare gheboasă, ce ham cârpit cu diamante, ce ochi, ce lamă de cuțit. Numai el știe că poartă costumul de mire, același mereu, din ziua în care s-a întâlnit cu ea. Post față, pe țărmul pustiu, o turistă s-a dezbrăcat de coasă, orizontul a tremurat holografic, briza a sosit imediat la braț cu două strigăte de pescăruși. Nisipul i-a învelit canul cu oaspele, trezită din glasul care blestema numele și amenința marea, s-a ridicat maestoasă privind în ochi pe purtătorul de ancore, timide, cuvintele lui cădeau pe nisip, fruturi dezmetici, arși de perfecțiunea nudului. Nisipul acesta sunt eu, a zis într-un târziu purtătorul de ancore privind în ochi, apoi s-a îndepărtat cu pași nesiguri. De atunci, moartea își petrece concediul la mare, nisipul îi învelește tandul coastele, din când în când își ascute coasa pentru cei fără ancoră, în rest, se dedă cu pasiune contemplării nisipului. Aș vrea să mai citesc o poezie, având în vedere că astăzi este ziua de Sânziene. Și nașterea Sfântului Ioan Botezător, o poezie dedicată profesoarei mele Sânziana Batiște, Felicia Moșneau. E o poezie
pentru că lipsesc scrisorile, dar mi să fie o scrisoare. Mulțumesc. Sfârcul mijesc corzile viei, pustnică în apartamentul de brad, mâna ta cu rășină proaspătă și chihlimba ar scrie, discursul dezinvolt al viței de vie. Te anunț despre păpădiile lăsate în grijă, îmi răspuns, orice ar fi, nu mă sinucid. Îți repet că primăvara e înșelătoare, deja 90% din profesori au înnebunit. Te rog să-mi spui părerea ta despre ultima poezie. Mi-ai trimis formula respirației corecte. Mai ești tot atât de convinsă că unii respiră, respiră și în respirație mor? Închei mica mea scrisoare, mugurii viei și-au pus pijamale. Silvia Pocasălăjean. Împărtășirea harului divin să curgă lin în aripa bolnavă de dor, de zbor și în cupa ta cu vin să regăsesc botezului chemarea în iordanul cerului senin. Din suferința toamnelor pierdute nici lacrima n-aduce alinarea, doar steaua din cenușă ricălind renaște nouă, repetând iertarea, că viața asta, Doamne, nu-i decât o zbatere de aripă și atât. O să vă citesc poemul care dă titlul antologiei Cenușa Orelor. Cât de aproape îmi e acum castelul de vânt pe plaja norilor. Mângherea nopții, minciună pentru sângele ei, un ornic leneș spulberând cenușa orelor. Taifun al cuvintelor, surâsul meu, mama. Mulțumesc! Mulțumim, doamne Irina Petraș, pentru... Marcel Viorel? Poate mai citesc și eu. Da. V-am invitat în cuplu să citiți și ai lăsat-o singură pe Toina. Domnul profesor, a fost scrită în cursivă. Și am aflat ceva de foarte mulți ani, dar nu am văzut că trebuie să fim din asemenea. Mă bucur și eu acum. Și voiam să vă sugerez o componentă a structurii cărții de la noastră, cea fizionomică. Suntem așa de un neam de conglomerat genetic, aș zice. Mea cara fidia, bene est mihi, quia tibi bene est. Este o formulă cu care și începeau învățații latini scrisorile adresate unii altora. Iată, m-am decis să-ți scriu eu, ca înainte, când nu se inventase internetul decât în speranțele visătorilor. Iată-le împlinite.
cum arzătoarea dorință care i-a eternizat pe Icar și pe toți urmașii săi. Îți voi trimite aripile de sărbătoare, fata mea, numai să le porți prinde ușor între omoplații. Cele folosite când ai survolat curcubeele, ori fi îmbătrânit, obosesc mai ușor, voi face un colet voluminos să fie protejat penajul nou de va fi să treacă prin respirația sărată a oceanului. Știi tu cum se întâmplă, sper, mai păstrezi legitimația de membru a clubului purtătorilor de aripi ideale? Urmează o întrebare în limba engleză pe care nu acestea poate greșesc. Te întreb ades doar pentru că memoria mea respire numai prin pori atunci când ating cranța ușii sau urmele pașilor din copilărie și ai fraților tăi răsădiți printre străini cărora le spune prieteni și a uitat să-și ia fiecare aripile de întors. Nu-l fi avut nevoie. Între timp, doinind doile de dor, tata a mai confecționat câteva perechi dus întors pentru ceilalți copii ai noștri, când vor fi voind să ne mângâie și să se lase mângâiați până mai reușește fiecăruia respirația prin pori. Mulțumim, doamna Irina Petraș, mulțumim colegilor prieteni de la Cluj pentru prezență. Vă invităm la cea de-a doua parte, să la jurii literar pe noi. Da, și la o fotografie de grup.